Vă salut, prieteni! Mi-am gândit să vorbim uh, și astăzi despre celebru, închipuitul ăsta, de tocmai a plecat de la măruță, uh, pentru că continuă să debiteze, continuă să mintă, continuă în perversitatea lui care și-o asumă, dar și-o asumă doar când vrea el. Uh, sper să fim măcar 20-30, cum spune el acolo, ca. Uh, să depășim numărul așa că a fost el informat că uh, suntem puțini. puțin dar buni și nu perverși și prefăcuți. Și spune personajul acolo și știi cum e cu asumatul că tot uh, văd că bate apa în pio cu asumatul și cu... Păi băi uh, deghizatule din moment ce te urci pe tocuri te îmbraci în latex, te mângâi pe buci. Nu mai părea tu deranjat așa și... A, ce, nu e pe cașcaval acum, nu e pe premiu? Ești, mă, sunt alegerile, pe păi, bravo, tău, ce ți-a comentat cineva alegerile, băi, închipuitule care ești. Faci ce vrei cu corpulețul tău. Și nu interesează pe nimeni, cel puțin pe mine nu mă interesează ce faci tu că ești un pervers și un prefăcut, asta este altă discuție despre care vom face vorbire astăzi. Pentru că echipa ta de comunicare ți-a dat temele să le înveți și dialogul, dar nici nu ai acceptat să intri cu cineva în direct sau să mai fie cineva în studio acolo pentru că te-au dus să ia de mânuță, te-au învățat Duminică, luni și marți de când te-ai întors că ai fost foarte ocupat. Au mai dat și un articol la ziară ca să te spele puțin. Pe unde ai studiat tu baletul și așa mai departe și ți-au asociat numele cu niște vedete ca să par și tu cât de cât. Și mai subțire cu strategiile astea că nu toată lumea e proastă cum crezi tu și tu ești la deștept. Tu ăsta ești. Nu mai dat un strategii și că tu te-ai jucat, tu vrei să te descoperi? Păi dacă tu spui acolo că vrei să-ți descoperi latura masculină, că până acum ai fost cum ai fost, ce, vrei să te venereze comunitatea? A, îi dă bine asta cu domne, saladă el săracul că el este altfel. E treaba ta cum ești mă. Poți să fii și de două ore altfel, că nu interesează pe nimeni, cel puțin pe mine nu mă interesează că uh, tu te duci să faci sport și ești cu garda inversă. E treaba ta, prietene, cum, uh, cum boxezi. Nu interesează pe absolut nimeni. Dar asumă ți că te dai asumatul poporului, uh, porumbelul păcii și războinicul dragostei nedescoperite asumă -ți dacă ți-ai asumat când te îmbrăcai în latex și te mângâiai în roșu și pe tocuri că era bine, aducea voturi, ca și ai fost învățat. Nu mai uh, o suci acum. Sunt chestii personale, știți, uh, dar asta este uh, urât din partea lor că vorbesc. Băi, tupeu nemăsurat. Păi tu dacă veneai în fața mea la Survivor, acolo unde tu zici că eu am stat puțin, uh, și îmi spuneai în fața antrenoarea, păi cred că ieși mai repede decât te-ai gândit. Tu nu mai da pasta cu asumatul și că tu spuneai în fața acolo uh, oamenilor și spuneai și la Consiliu, tu spuneai și la testimoniale? Tu nu spuneai nimic vă perversule. Tu veneai la mine, mă luai în brațe. Îmi spuneai că mă iubești, ferească-mă Dumnezeu de iubirea șarpelui și pe urmă te duceai la testimoniale și spuneai antrenoarea, antrenoarea la feminin în caz că ai fost puțin la școală. Bine, sper să n-ai clase câte puncte ai adus, să fie numărul egal al punctelor cu clasele care le ai, că puncte ai făcut vreo 7-8 și alea chinuite. Așa că nu te mai da tu mai deștept decât ești și uite dacă tot ești tu asumat așa și spui tu lucrurilor pe nume povestește-le oamenilor cum te duceai cum alergai după cameramani și le spuneai să vină la baracă și începeai să vorbești să-l ceri pe TJ și să-l auzi pe Elena despre Elena spuneai pe urmă la două săptămâni că nu e, că nu face, că nu înțelege, că e imatură. Povestește-le că ești asumat. Povestește cum te-a luat producția deoparte că te-au te surprins când vrei să la filmări să ciordești mâncare dintr-o mașină. Povestește asumatule că zici că tu ai jucat strategia. Hai spune-le strategia. Că văd că ai tu peu de la vecin cu nesimțirea. Spune-le de strategia ta. Ia spune-le povestea că te dădeai bărbat în fața noastră când așteptam să intrăm la Consiliu. Spune-le povestea cu Alexandra Stan, asumatule care ești. Hai că n-ai vrut să intri în direcțiile, trimit așa întrebările cu puține vizualizări ca să ți îți pregătească răspunsurile echipa ta de comunicare. Vedetă ce ești. Haide, pune-le pe tapet, du-te iar la măruță săptămâna viitoare și răspunde la întrebările astea. Dacă ești tu atât de asumat și mândru de ceea ce ai realizat tu la Survivor, păi cum să-mi asociez eu mă imaginea cu tine, ești nebun la cap? Bă băiatule, trezește-te! Păi, băi copilașule, păi când eram eu cunoscut, o alergai cu televizorul în brațe la tine la țară să le arăți vecinilor că te uiți la fotbal. Când am intrat în cameră, făceai ca la șaman. O, oh, Robert, bă, nu ți e rușine. Bă, prefăcutule, nu aduce tu în discuție că s-a terminat survivorul și vezi, Doamne, acum nu amestecăm lucrurile. Păi spune-mă, prefăcutule, Răspunde, povestește oamenilor. Procesul tău de a deveni bărbat. Bă, băiatule, eu nu am vorbit despre tine ca despre o femeie, ceea ce ai făcut tu, cu toate că eu aveam toate motivele din lume să o fac. Invers? Nu. Că tu nu cred că m-ai văzut pe mine machiat, cocoța pe tocuri, să mă mângâi pe cur îmbrăcat în latex roșu? Bun, așa ai fost învățat, te-au dus ăia să câștigi concursul, echipa, bravo lor! Dar nu mai dat tu acum ce vrei, compasiune, milă, că vorbește lumea de tine? Păi nu mai ești asumat? Mă, nu ești asumat acum? Asta e ce ți-ai ales, prietene. Nu mai suci. Tu te-ai dus la testimoniale și ai spus antrenoarea, antrenoarea în caz că nu știi, repet, este la feminin. Antrenoarea Nițescu sau Nițoiu sau nu știu. Și a găsit toate Bolile din lume și așa mai departe. Din păcate, una dintre bolile care am făcut-o acolo, tu nu, nu o poți face pentru că ești antrenat. Ai mobilitatea bună. Dar astea sunt discuții medicale, măi asumatule care ești. Nu sunt lucruri rușinoase. În niciun caz. Robert Niță nu vorbește de tine ca ai fi tu vreun cunoscut și vreun... Păi tu ești, bă băiatule, tu ești ăla care acum ceva timp că așa era trendul, te-a susținut comunitatea și ai câștigat un concurs și cam atât. Adică întreabă echipa de comunicare câți din aia de te lauzi tu cu ei sunt reali. Că am văzut că tot ne spui și ne-ai spus și azi, câte mesaje pozitive și cum vorbește lumea de tine după ce ai ales să răspunzi la cinci întrebări pe TikTok și cum ți-au pus ție nu știu cine în casă postituri cu mesajele de susținere și păi, bă băiatule mesaje de susținere. Tu cred că ai avut după Survivor cum da, ar fi o paralelă ne la locul lui, ne la locul ei. Să facem referire acum la tragedia din Ucraina. Dar tu cred că ai avut cam ca ăla de... Îl cheamă Putin. Mesaje de susținere după Survivor. Cum are ăla în zilele astea? Cam atâtea cred că ai avut. Tu, sincerelule, care te-ai dus să te descoperi și ești mândru de tine. Ăsta ești, nu te mai minți. Sau probabil ai nevoie de ajutor medical. Probabil ai vreo tindere musculară, vreun, vreo problemă și trebuie să fii ajutat. Că. A, ok, că ai, ai vorbit tu frumos acum, că ai fost învățat. Bravo, ai învățat bine placa în astea trei zile în care. Au pregătit oamenii, dar să nu intre nimeni, vă rugăm, dar nu să fie doar Emilut, să vorbească el, să răspundă. Uh, hai să-l spălăm puțin, să dăm și articolul ăla la ziar că are o imagine proastă acum. Hai să nu fiți răutăcioși cu el. Prietene, dacă tot ești atât de asumat și de caracter și ai jucat tu jocul și. Răspunde la cele trei întrebări care ți le-am adresat public puțin mai devreme. Te rog frumos, dacă ești așa bazat și asumat și sincer și mândru de ceea ce ești. Păi dacă ești atât de mândru, de ce te mai caut să te descoperi? Dacă ești mândru de tine și de ce ai făcut până acum. Ce, ce vrei să descoperi? Păi ai spus-o cu, cu gura ta. Domne, vreau să mă descoper ca bărbat. Adică dacă vrei să te descoperi ca bărbat, înseamnă că nu ești bărbat. Ceea ce am spus și eu, fără nicio ironie, fără nicio legătură cu ce vrei tu să faci sau ce ești tu. Pentru că tu ai spus, poate tot învățat și de-aia uiți, Doamne, latura mea feminină o știe toată lumea, vreau să devin bărbat, să mă descoper. să... Ok, la ce a făcut referire Robert Niță? și tu nu ai spus? Te-ai așezat pe scaun la testimonial și ai spus, sunt cel mai bărbat de pe insulă. Ăia statuați, ăla e antrenoare, ăla se aranjează mai mult decât femeile, eu sunt cel mai bărbat. Păi despre asta era discuția băiete. Băiete, sper să nu ca o jignire. Pentru că tu ai spus că vrei să ajungi și tu la un moment dat să fii bărbat, da? Și după două zile ne-ai spus că tu ești cel mai bărbat. Adică te descoperisești, te... erai finalizat în procesul tău de descoperire. Adică sunt niște lucruri care și nu o suci cu bărbatul, cu femeile, cu așa ca să cerșești cum faci mila subscriberilor ca să ai tu, că tu ai milioane de vizualizări nebunule ce ești și alții trebuie să vorbească despre tine că n-au ce să vorbească despre ei și să agață de numele tău celebru de dansator pe tocuri ca să devină și ei cunoscuți. Bă, băiatule, unde intru eu dezbrăcat, tu nici în frac nu intri și cu jobenul pe cap. Să-ți intre bine în cap. Asta. Și mai subțire cu mine că îți mai trimi câteva întrebări dacă chiar zici că ești asumat. Da? He, până ți pregătește echipa de comunicare răspunsul, poți să-l și citești dacă ți-e greu să-l înveți să spună aia un prompter, să fii sănătos. Să dea Dumnezeu la un moment dat să devii bărbat, cum îți dorești, și să te descoperi celebrule care ești. Toate cele bune, am uitat, trebuia să încep cu asta, am cer scuze la mulți ani tuturor doamnelor de 8 martie, indiferent de sex. V-am pupat toate cele bune, fiți oameni și nu uitați, fiți buneazi, Facebook mâine că până la urmă ne va descoperi cineva.